Spitalul modular aflat la Lețcani se află în centrul unui conflict major, întrucât poliția, alături de procuratura din municipiul Iași, solicită documentele din partea asociației care a contribuit la ridicarea spitalului mobil în cadrul unui dosar penal deschis de parchetul de pe lângă judecătoria Iași. În acest context, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Iași au lansat către Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Euronest o cerere prin care se dorește prezentarea tuturor documentelor care să ateste achiziția spitalului, dar și documentația care să ateste punerea în funcțiune a acestuia. Cererea e motivată prin cercetările făcute în cadrul unui dosar penal instrumentat de procurori ieșeni. Dosarul penal a fost constituit ca urmare a unei sesizări din oficiu întocmită de către un organ de cercetare penală din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, ca urmare a unor articole din presă, deci sesizarea din oficiu a fost făcută în baza articolelor din presă. Urmărirea penală este începută în REM, se desfășoară la momentul ăsta activități sub supravegherea procurorului din cazul parchetului de pe lângă judecătoria Iași. Dosarul este într-o fază incipientă, s-au solicitat înscrisuri și sesizarea vizează oarecum modalitatea de achiziționare a spitalului modular de la Lețcani, inclusiv valoarea care a fost alocată pentru acest spital. Spitalul mobil de la Lețcani, a cărui investiție se ridică la suma de 13,2 milioane de euro, a fost inaugurat în ziua de 16 octombrie a anului curent, după lungi amânări și termene nerespectate.